Da. Bună ziua tuturor! Bine vine mie această sarcină de fiind gazda acestui eveniment. Noi am lansat la nivel de regiune următoarea ea și am fost acum câteva săptămâni. Iată astăzi la Bacău, după lansarea proiectului pentru tinerii din diaspora, oportunitate pentru cei care vor să-și deschid o afacere, iată acum și pentru cei din mediul urban. Nu? Pentru că din toată regiunea nord-est, la Botoșani, Suceava, Iași, Piatra Neamț, Vaslui, Bacău. Proiectul ca și grup țintă sunt aproximativ 400 de participanți, nu? Cam asta este. Din care o să fie selectate 48 de planuri de afaceri pe care sigur că cuprinde mai multe etape. Mai multe etape de la formare până la, întocmirea acestui plan. Ceea ce este important este faptul că în momentul în care se semnează contractul de finanțare, ei primesc 75% din valoarea totală a finanțării, care este maxim 40.000 de euro, și diferența o primesc după un an de zile, dacă au o cifră de afaceri de 30% din suma, din valoarea primită. Adică din cei 27, 30% fiind 9.000. Dacă au o cifră de afaceri de aproximativ 9.000 de euro, asta înseamnă că pot primi și cealaltă diferență până la 40.000 de euro. Mi-aș fi dorit sigur să fie mai mulți, deși prin direcția de specialitate am făcut invitațiile necesare. Mai mult interes, dar văd aici doamna director de la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, văd din zona Comănești, aici, și eu cred că prin intermediul dumneavoastră, la mass media, vom reuși să transmitem informația în tot județul și în toată regiunea, încât să fie cât mai mulți care doresc să scrie în acest proiect. Eu cred că este o oportunitate pentru tine și acest efort pe care îl face Agenția de Dezvoltare Intercomunitară, a cărei membri sunt cele 6 județe, dar și Bacău și a menționat mai înainte. Și vreau să mai menționez că la fiecare leu contribuție la fondul acestei asociații, prin proiectele atrase, Bacăul a primit înapoi 36 lei. Și vom continua. Eu vreau să felicit echipa, care o echipă mică, dar cu inimă mare, de la Asociația Dezvoltare Intercomunitare Euronest, cu doamna director aici alături de mine, Alina Popa, și împreună cu echipa de la Iași, cu parteneriat cu echipa din cadrul Consiliului Județean, de la Direcția Dezvoltare Durabilă și managementul proiectului, Direcția de Specialitate. Doamna Alina Popa, eu am făcut așa introducerea, pe care am și intrat așa vândit în descrierea proiectului, voi rămâne dumneavoastră sarcina de a da mai multe informații despre acest proiect la care ați
muncit, ne fiind ăsta singurul și după aceea să vedem, să-i sprijinim pentru să înscrie cât mai mulți în primul. Ceea ce cred că ca element iarăși de noutate este faptul că ei vor fi sprijinit în momentul în care doresc să intre în acest proiect, vor primi suport atât pe partea de formare cât și pe partea de consiliere până la scrierea cererii de finanțare și după aceea vor beneficia de asistența tehnică necesară. Domnul Popa, vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. O surpriză foarte plăcută pentru mine, să văd cât de îndetat cunoașteți deja proiectele, inclusiv criteriile de dificultate, modul de implementare a planurilor de afaceri. Am puține lucruri în plus atare. Ce aș dori să sublinez e faptul că proiectul nu se adresează doar celor din mediul urban, ci și celor din mediul rural. Condiția legată de mediul urban ține doar de locul de înregistrare a unui afaceri. Aceea trebuie obligatoriu să fie în mediul urban, pentru că pentru mediul rural există alte finanțări specifice. Condițiile de acces sunt puțin, de cel puțin în puțin de extins de 400 de persoane din care se vor selecta cele 48 care pot beneficia de finanțare. Sunt foarte relaxate. În principiu e suficient să demonstrezi că ai peste 18 ani, locuiești în regiunea nord-est și ai minimum 10 clase ca nivel de studii. Identificat din discuțiile pe care le-am avut cu persoanele potențial interesate, faptul că mulți dintre cei interesați sunt deja activi în mediul de business, adică au deja o companie. Acele persoane nu sunt neeligibile, cu condiția că la momentul înscrierii în grupul de limită sau cel mai târziu la data semnării contractului de finanțare, să-și reducă participarea la firma pe care o deține deja. Deci nu există o restricție sau o imposibilitate nici în acest punct de vedere. Personal, cred că e mai ușor să lucrezi cu cineva care cunoaște deja modul în care se gestionează o afacere, de aceea i-aș încuraja inclusiv pe acea dintre dumneavoastră care s-au lansat deja să încerce să-și diversifice oportunitățile eventual să dezvolte un business conex celui deja inițiat. De asemenea, e important de precizat că sunt eligibili inclusiv pensionarii, cu mențiunea că trebuie să aibă mai mult de 64 de ani, dar aceste persoane inactive din diverse motive pot în continuare beneficia de finanțare. Sunt la condiții, vă spuneam, este să nu aibă peste 64 de ani. Procesul de înregistrare este simplu, am creat un site de platformă specială, afaceri nord-est, în sindicatul de înscrieți, partenerii și colegii noștri vă contactează, sunt câteva documente necesare de îndreptate. La acest moment este muncă primele sesiuni de instruire pentru înmulțirea în antreprenoria și elaborarea planului de afaceri a domnului de pentru la sfârșitul lunii aprilie, ceea ce nu înseamnă că la acel moment instruirile se opresc, ele continuă pentru că am convenit ca toate aceste sesiuni de formare să se desfășoare de fapt în fiecare județ separat în funcție de momentul în care se constituie cursul suficient pentru a forma o casă. Durata cursului este de 80 de ore. Important de asemenea de menționat că se finalizează acel curs cu diploma acreditată și mai ales un plan de afaceri care chiar dacă nu obține finanțare în cadrul proiectului nostru, poate, dacă este bine structurat și participantul își dă silința, să fie un punct de pornire pentru atragerea de alte finanțări și mă gândesc inclusiv la Startup Nation sau alte programe care urmează să se lanseze sau sunt deja disponibile.
Deci chiar și aceia care nu sunt neapărat hotărât să meargă până la capăt cu dezvoltarea într-un viitor foarte apropiat a unei afaceri proprii, pot avea ca beneficiu imediat măcar un plan de afaceri ca o opțiune de viitor pe termen mai scurt sau mai lung. Așa cum am menționat domnul președinte, etapele sunt foarte simple. După ce se dezvoltă planul de afaceri, se va face o competiție la nivel regional în cadrul proiectului. Trebuie să selectăm afaceri din fiecare județ, ceea ce înseamnă că acolo unde interesul este mai mic, așa cum se vede, gen câștig sunt mai mari. După ce se face selecția planurilor de afaceri, de către un jur, în conferința care a fost înainte să reprezentanțe din banca, de lucruri de afaceri, în regiune, urmează etapa 3, desemnarea câștigătorilor. Deosebit de alte proiecte, e faptul că acest tip de finanțare are și o componentă practică, în sensul în care fiecare dintre beneficiarii de finanțare va fi obligat să devreze un stadiu de practică, pe o dată de aproximativ o săptămână sau 40 de ore, într-o firmă din regiune sau din afara regiunii, într-un domeniu apropiat de cel în care își va dezvolta propria afacere. De identificarea firmelor și apoi partenerilor pe care ne ocupăm noi, dumneavoastră este doar obligat să participați în fața de 40 de ore și să profitați cât mai mult de experiența într-un mediu cu care vă veți confrunta direct, pentru că viitorul dumneavoastră concret. Despre mecanismul de acordare a finanțării, s-a convenit deja, domnul președinte a menționat foarte clar, suma de 33.000 de euro este media acordată în cadrul proiectului. Am plecat la stănița comunului de anul, dacă pot avea în spatele proiecției finanțare, de o sumă pentru o sumă mai mică, altele pot merge până la maxim de 40.000 de euro. Condiția de acordare a benefic de 25% după primul an de funcționare este existența celor două persoane angajate, pentru care nu există restricție cu privire la norma de muncă, poate fi perioadă parțială. De asemenea, au avut foarte multe întrebări legate de cheltuieli eligibile. Deși nu există un ordin atașat prezentei scheme de finanțare, dacă ne raportăm la celelalte programe, inclusiv diaspora, start-up, putem elimina ca fiind neeligibile doar câteva tipuri de cheltuieli, în speță autovehiculele de transport marfă și achiziția de imobile. În rest, toate celelalte tipuri de cheltuieli aferente unui business sunt eligibile, de la salarii, la achiziție de autovehicule, închiriere de spațiu de funcționare, achiziție de utilaje. În principiu, de asemenea, un lucru important, nu se finanțează afacerile în domeniul agricol, dar aceasta însemnând doar producția primară. Alte tipuri de afaceri care au legătură cu produsele agricole, dar care presupun calificarea la un alt nivel, dar calificare și procesare sunt ok, doar să fie înregistrate în mediul urban. De asemenea, nu sunt resurse domenii ca producția de lucruri alcoolice, de cum sunt putem lor. Orice întrebări aveți sau colegi sau cunoștințe care au întrebări despre modul de acces în program. Sunt colegii noștri care răspund de la ora 8 dimineața până la 8 seara la orice întrebare. Dacă doriți să fiți contactat, de asemenea, puteți intra pe platforma creată pentru proiect. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
încercăm să constituim o masă critică de participanți în care să putem să le capăm de a face obligatoriu a fi localizate în județul Bacău. Sperăm că undeva la sfârșitul lunii mai să putem deja derula, nu neapărat în Bacău, dar și în alte locații din județul Bacău, în sesiunile de cursuri. Cam asta sunt datele esențiale de voi, dacă aveți dumneavoastră întrebări sau... Două întrebări. S-a dat startul acestui startup. De când s-a dat? Și pe s-a înscris până acolo? Proiectul am debutat undeva la începutul anului. Selecția grupului țintă, scrierea grupului țintă a început în luna martie. Până în acest moment avem aproximativ 150 de persoane din cele 450. Iar în grupul nostru țintă, stabilit de grup, este de 400. Și care este termenul limit? Nu avem un termen limit. Înscrierile se fac flexibil, dar noi ne-am planificat să debutăm partea de cursuri undeva la sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai în județe. Nu avem o etapizare foarte concretă. Dar cel mai târziu în luna mai, sperăm să închidem grupul țintă și să putem stabili clar locațiile și perioadele pentru fiecare curs în fiecare județ. Și în mai multe orașe din fiecare județ. Aveți acești 150 de înscriși o listă pe județe, care este numărul lor? Nu am făcut. Sunt înscriși din Bacău, nu foarte mulți. Cea mai mare pondere o reprezintă înscriși din județul Iași. Dar noi încercăm să mergem și în orășelele din județe. Colegii noștri au și fost în câteva locații. Că vor merge și în Unești și în alte câteva municipii, pentru că, în general, centrele universitare se mișcă mai ușor, dar și concurența e mare. Doamnă, rugămintea mea, țineți ca un punct așa, deci oamenii trebuie să se înscrie fără nici o așa de restricție, doar cu așa de restricție pe care le-ați spus. Apoi, în al doilea, ei vor participa la curs și selecționați de dumneavoastră, din cei când se vor întâlni 400 sau așa. Da. Și după aceea, din aceste 400, cele mai bune proiecte vor fi selecționate. Aici e foarte interesant de întrebat. Sunt 6 județe de regiunea asta de pe care mă vedeți. Poate să aibă Iașiul sau Bacău, să aibă 50 de proiecte și Iașiul în 28 și sau cum vine aici, nu am înțeles, iertați. Repartizarea noastră trebuie să fie unitară. Deci noi vom avea același număr, dar ponderea finală depinde și de numărul de înscriși. Nu pot să selectez 6 sau 8 planuri de afaceri pentru județul Bacău, dacă am doar 10 înscriși din județul Bacău. Deci va fi proporțională. Proporțional cu numărul de înscriși din fiecare județ. Dar încercăm să dacă faceți ecran, s-ar putea în județ să fie niște proiecte foarte bune care să fie eliminate din stat pentru că depășesc. Deci, proporțional, da? Proporțional. Și acesta este gândire de fost mic, o gândire, sau ce proiecte poate să fie doar 2 ani? Minim 2 ani. Minim. Minim 2 angajați. Minim 2 angajați. În care, în adevăr, poate fi chiar persoana care e. Și încă o persoană. Minim. Poți să fii 3, 4, 5, 5, 5, 5. Din toate domeniile, și din comerț, industrie, microindustrie, nu știu, servicii, dar și de servicii. Da, eu zic că este o oportunitate pentru tot și sper ca după această lansare și regim Bacău, numărul de cereri să fie mai mare la tinerilor din județ. Și la ce? Reprezentanți de la Bucu și de la Dofteana, de la Clopana. Persoane care se scrie neapărat nu trebuie să lucreze sau trebuie să fie... Poate să și
pot fi studenți, angajați, inclusiv administratori ai propriilor afaceri la acest moment. Dar noi am rămas surprins de ce de vârsta maximă, adică 64 de ani, e prima oară când văd într-un proiect, vă spun cu toată sinceritate, și asta înseamnă un avantaj enorm, părerea după cei 50 de ani care n-au nicio șansă. Așa este. Și mi se pare interesant și din punctul ăsta, oameni cu idei de 50 de ani care n-au făcut, care n-au unde să se ducă, n-au ce să facă. Mulțumesc pentru. Deci vor fi eficiri și aceștia. Absolut. Sunt chiar importanți în proiect pentru că primim, am primit la evaluare punctar suplimentar pentru că am inclus un grup puțin de persoane inactive, peste 50 de ani, între 50 și 64 de ani. Da, sper să fie suficient de bine mediatizat ca să afle cât mai mulți. Mă interesează să avem cât mai mulți scriși în proiect, pentru că nu imitează exact ce a spus dumneavoastră, adică e surprinzător că nu limitează vârsta, că noi între 18 și 35, noi între 18 și 64 și doar cu acele condiții care le-ați văzut acolo să aibă minim 10 pentru clase, cu minim de studii. Trebuie să spunem sincer și ceea ce constatăm, că dacă tinerii spun, domnule, mă duc în străinătate, mă duc dincolo și persoane de 50 de ani, oameni cu mare pregătire, calificare deosebită, care nu au ce să mai facă. E un lucru pozitiv ăsta, eu o văd, poate principalul care pentru că este nevoie și de tot timpul se vorbește calificare. Sunt oameni calificați care n-au unde să se puteți întreba așa. Și dacă cei care încerc eșuiază în afaceri, ce se întâmplă cu banii? Trebuie să dea înapoi? Avem prevăzute monitorizări de etapă, însemnând după primele 12 luni, dar plecând de la ideea că va fi greu să ieșuieze, dar nu își propun în mod absolut lucrul ăsta, pentru că de toată durata proiectului ei beneficiază permanent de asistență de specialitate, adică va exista o persoană pregătită pe domeniul juridic, o persoană pe marketing, o altă persoană pe financiar, care îi vor monitoriza permanent. Deci, sunt mici șanse să ieșuieze. Dacă totuși se întâmplă, după primele 12 luni, noi constatăm că el nu îndeplinește condițiile să-i acordăm diferența de bani. Dar el a funcționat 12 luni, a avut 2 angajați, deci, din punctul ăsta de vedere, se consideră că măcar a încercat. Și prima dată când Guvernul României adoptă acest mod de lucru care e normal la nivelul european. O tradiție, nu te poți aștepta ca toate afacerile se reușească. Evident că din 10 vei avea una, două de succes. Dar ceilalți sunt... Bun, deci ei trebuie să dea sau nu bani înapoi? Nu vor da banii înapoi. Dar nu vor primi permisa de masă. Cine e abilitat să vorbească pe emisiunea de Expo Județul Bacău? Deci, am notat un nume, domnul Călin din Dor. Poftiți? Cine e abilitat să vorbească, deci, pentru emisiune? Din partea noastră, să vorbească domnul director Potescu. Să meargă într-o emisiune, să detalieze, da? Da, sigur. Păi asta vreau să facă. Da, sigur. Să meargă domnul Botez și o să vorbească de cele două, deși de ce am luat pentru startup-ul pentru diaspora și acesta. Da, mă văd din diaspora, cum mai meargă? S-a înscris cineva? Vorbesc cu dumneavoastră, ca Maria. Da, s-au înscris mai multe persoane de la ultima noastră, că chiar am dublat numărul de înscriși, dar în continuare sunt mult sub grupul țintele care avem nevoie. Deschide, înscrierile sunt în continuare deschise. Oamenii nu prea mă întrebe, nu? Cea mai mare problemă e că
două premize negative de care a pornit programul în general. Faptul că mulți au zis, s-au întors deja acasă, iar ei nu mai sunt eligibili. Știind că se va lansa un program pentru diaspora, s-au întors în țară și au ieșit din condițiile din ghid. Iar al doilea lucru, pentru cei care, al doilea aspect pentru cei care sunt încă în străinătate, e faptul că se crede în mod eronat că este absolut obligatorie întoarcerea fizică acasă, când de fapt interesant pentru program este să aducem acasă competențele și abilitățile și cultura antreprenorială dobândită în străinătate. Adică îi așteptăm și pe ei, evident, să se întoarcă, dar mai important e ca ce au învățat acolo să pună în aplicare aici, chiar dacă își angajează rudele. O să vă întreb ceva de dumneavoastră în acest program, tot programul trebuie bine susținut mediatic, în fond, pentru ca oamenii să cunoască toate detaliile acestui proiect. Dar pentru a fi mediatizat la nivelul care oamenii să se înscrie cât mai mulți, dumneavoastră aveți și bani pentru a transmite către media? Sau ei, dacă vor, vor, dacă nu, nu. Aici e o problemă un pic mai complexă. În general, proiectele europene nu îți permit cheltuieli foarte mari de, pe publicitate, cu excepția celor obligatorii impuse de Comisia Europeană, care înseamnă câteva anunțuri cuvărite, plătite, anunț de început, anunț de final de proiect, un site și eventual câteva materiale. Singurul lucru pe care l-am putut bugeta în proiect drept cheltuială de publicitate este o campanie online. Pe care vreți să-și răzumească să acolo? A fost o procedură, s-a semnat un contract și este în derulare. Știu că la nivelul fiecărui județ membru al asociației s-au identificat canale și canale de comunicare online, aparținând sau afiliat în publicații, posturi de televiziune, dar e sarcina prestatorului să identifice canalul optim pentru fiecare județ. Știți, asta e o problemă mai generală, pentru că la un moment dat se prevedea cam în toate proiectele europene și participarea media, oameni specialiști, adică oameni care erau chiar acolo. Din păcate, vedeți, și presa trece printr-un moment, prin momente foarte grele, așa, de, nu e vorba de județul Bacău, în general, și lucrurile astea se obțin doar cu bani. Bani de unde? Dacă munca este și se vorbește despre una sau despre alta, despre un proiect sau altul, că e muncă din partea celor, cu ce să întreții acea muncă? Deci, eu cred că atunci când se vor face, se fac proiecte europene, este normal, este firesc, gândesc, în partea asta, să fie trecută și o parte care să prevadă finanțarea susținerii mediatice a acestui. Mi se pare absolut corect. Pentru că atunci nu este normal ca să vorbești despre ceva și de fapt să nu e o muncă în vânt. Muncă voluntară. Să știți că trebuie să facem muncă multă, muncă voluntară. Nu e cazul dumneavoastră, cer scuze. În general de lucrurile astea. E, pentru asta eu știu că la Strasburg se prevăzuse, discutase, parlament, chiar a fost o sesiune parlamentară, ca finanțările să se facă și pentru media. Am adus discuție pentru colegul meu, care a pus problema asta, care este una cu adevărat. Mulțumesc. Oricum este un proiect interesant, eu cu care așa că am văzut un moment privat, ca nu. Da. Mai este o veste bună care trebuie să o facem publică. Pe 15 probabil vom încheia contractul de finanțare. A fost selectată din județul Bacău, din comunitățile defavorizate,
școala de la Lipova, care va intra într-un program de reabilitare, de modernizare, de dotare prin Euronest. Și probabil undeva în jurul datei de 15 aprilie să semnăm contractul de finanțare. Asta este un veste bun. Au fost mai multe școli de intrat în asta, dar ea a fost cea care a primit finanțarea după selecție. Doamna director, la ajutorul meu, vrei să spui ceva? Doar că tot sprijinul nostru. Da, tot sprijinul care l-am avut și până acum. Tot și noi, la rândul și prin punctele de lucru, adică onești, comunești, rădăciuni, tot lucruri, n-ai vreo să știu, poate. Da, ținând cont că aveți atâtea puncte în toate aceste orașe și o să facem cunoscut în cât mai mult. Da, e o oportunitate. Acum, pe lângă cele două... Eu am o întrebare, apropo, dacă tot m-ați întrebat, acum... Ia, ia zi. Am o întrebare. La, spre exemplu, vine, vine o persoană, dar urmează cursurile astea, dar ce îi ajută pe ei să-și facă planul ăsta, proiectul ăsta de afacere, tot în cadrul cursurilor? Că vezi că nu vreau să știe exact cu pașii de urmă. Da, există ore prevăzute în cadrul cursurilor, în special pentru elaborarea planului de afacere. Ei primesc certificatul și multe din cursuri până când nu au... Adică să sprijinați în sensul ăsta. Dacă mai sunt întrebări sau referitor la proiect, dacă nu, vă mulțumim și sper ca să fie cât mai mulți dornici de acest proiect. Acum, mai bine și o chestiune a treia pe care nu am spus-o, dar am simțit-o, pentru că în istoric vorbind, fiind procedurile atât de greoaie, oamenii au rămas cu acest știință că este foarte greu să accesezi și că trebuie o sumedenie între ele. Documente, nu e deloc simplu, trebuie să dai bani înapoi, dacă cumva nu ieșuiesc și așa mai departe. Lucrurile sunt mult mai simple. Tocmai procedura s-a simplificat foarte mult și nu e singurul proiect de finanțare în care se simplifică foarte mult procedura și în același timp vine și sprijină. Exact cum a întrebat doamna directoră, dar cine-i sprijină? Bun, fac cursurile astea, dar îi ajută cineva să-și întocmească acest plan? Îi sprijină după aceea prin asistență tehnică de a dezvolta acea afacere? Iată că sunt răspunsuri care le-au primit. S-a simplificat. Poate trebuie mai mult curaj. E o sumă destul de consistentă pentru a începe ceva. Și pentru cei care sunt persoane inactive, dar și pentru persoane care sunt angajate. Lucrează undeva și vrea să deschidă propria afacere. Mulțumesc tuturor și o zi bună.